Salutare tuturor și bine v-am găsit! Mai mulți dintre voi mi-a spus să fac un videoclip în care să arăt ce mașini ar merita cumpărate în funcție de buget. Dacă aveți și voi idei, sugestii pentru diferite videoclipuri, le aștept cu cel mai mare drag în secțiunea de comentarii. Deci astăzi o să vedeți mașini cu 500 de euro, 2000 de euro, 5000, 10000, până pe la vreo 16000 parcă. O să vedeți o gamă foarte diversificată în orice caz. Majoritatea mașinilor sunt destul de noi, o să vedeți imediat. Am selectat și câteva modele mai vechi, care merită cumpărate chiar și în ziua de astăzi. Adică sunt niște modele care, cel puțin la noi în România, încă se caută. Deci am încercat să găsesc cele mai potrivite mașini în funcție de buget. Bun, cam astea fiind spuse, haideți să vă arăt ce mașini am selectat. Prima mașină pe astăzi ar fi acest Volkswagen Jetta din 2013, care a avut doar doi proprietari, se află într-o stare foarte bună, are un număr relativ mic de kilometri. Prețurile pentru un astfel de model variază între 6.000 și 11.000 de euro. Normal, contează foarte mult starea în care se află și kilometrii pe care are. Vine cu senzor de parcare față-spate, are jantele originale pe 16, anvelopele sunt în stare bună. Interiorul arată foarte bine, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină, normal. Inspecția tehnică este valabilă până în luna mai 2022, deci se pot scoate numere provizorii. Vine cu motorul de 1.4 TSI 122 de cai, este Euro 5, are 75.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 10.000 de euro. Deci nici în România nu o să găsești unul în stare bună mai ieftin. Următoarea mașină ar fi acest Renault Laguna din 2009. Este un model foarte potrivit dacă dispui de un buget între 3500 și 5500 de euro, să spunem. Este o mașină spațioasă, o mașină care arată bine. O să vedeți și Laguna-ul de față, are un preț mai mult decât decent. Are senzor de parcare pe spate. În rest, vedeți și voi, mașina chiar se află într-o stare foarte bună. Vine cu jantele originale pe 16. Anvelopele ar mai merge un sezon, două. Interiorul arată foarte bine, vine cu scaune sport, clima automată, comenzi în spatele volanului, pilot automat, frână de parcare la buton. Deci nu este un Renault Laguna full option, dar vine cu dotările de care ai nevoie. Inspecția tehnică este valabilă până în 2022, deci se pot scoate numere provizorii din Germania. Deci este din 2009, are motorul de 2000 benzină, 140 de cai, 160.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă merită 4.000 de euro. Aici avem o Mazda 3 din 2015, care a avut doar un singur proprietar. Este o mașină aproape nouă, are un număr redus de kilometri, o să vedeți imediat. Prețurile pentru o Mazda 3 ca aceasta variază între 9.000 și 13.000, 14.000 de euro. În orice caz, este o mașină de luat în considerare, are senzor de parcare pe spate, ați văzut și voi, arată foarte bine, vine cu jante pe 17, anvelopele sunt în stare bună. Interiorul arată ca nou, are scaune sport încălzite, clima automată, navigație, volanul sport cu comenzi pe el, cutie de viteze automată, deci este și o mașină foarte bine echipată. Discurile sunt în stare bună, plăcuțele de frână au fost înlocuite recent, atât în față cât și în spate, deci din acest punct de vedere nu ar trebui să-ți faci niciun fel de problemă. Are și farurile Big Xenon, inspecția tehnică este valabilă până în 2022. Vine cu motorul de 2000 benzină, 120 de cai, are doar 56.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă merită 13.000 de euro această Mazda 3. Următoarea mașină ar fi acest BMW seria 3 din 2001, sau mai bine spus, renumitul E46. După părerea mea, încă este o mașină foarte potrivită dacă ai un buget între 1500 și 3000 de euro. O să vedeți, mașina de față chiar are un preț foarte bun raportat la starea în care se află. Poate mai are mici imperfecțiuni, cum spre exemplu ar fi la aripa aceasta. Vine cu jante pe 15. Interiorul arată destul de bine, iar ca dotări vine cu clima automată, 4 geamuri electrice, computer de bord, deci nu este un E46 cu multe dotări, are inspecția tehnică valabilă până în 2022, deci se pot scoate numere provizorii din Germania. V-am spus, este din 2001, are motorul de 1.9 benzină, 105 cai, 330.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 1.900 de euro.
Aici avem un Ford Mondeo din 2019, care a avut un singur proprietar. Are un număr relativ mic de kilometri, o să vedeți imediat. Se oferă și garanția oficială dată de producător, care mai este valabilă încă 4 ani. Deci dacă apar diverse probleme, poți să te folosești de această garanție și în România. Vedeți și voi, mașina arată foarte bine. Vine cu jantele originale pe 16, anvelopele sunt aproape noi. Interiorul la fel, arată ca nou, ca dotări vine cu clima automată, încălzire în scaune, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist. Deci este un Ford Mondeo decent echipat, majoritatea mașinilor mai noi vin cu mai multe dotări. Are inspecția tehnică nouă, deci mașina corespunde din punct de vedere tehnic. Vine cu motorul de 1.5 benzină, 165 de cai, are doar 60.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 15.500 de euro. Următoarea mașină ar fi această Honda Civic din 2009, este în varianta limuzină. Într-adevăr, poate nu este cea mai frumoasă mașină, dar cu siguranță este un model fiabil. Face parte din cele mai ieftine mașini hibride pe care ți le poți cumpăra. În același timp, sunt și foarte fiabile. În rest, vedeți și voi, mașina se află într-o stare foarte bună. Vine cu jantele originale pe 16, anvelopele sunt aproape noi. Interiorul arată ca nou, iar cadotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze CVT. O să vedeți imediat, este o mașină care are un număr redus de kilometri. Sunt curios câți dintre voi ați văzut și partea asta din videoclip unde a apărut Honda Civic. Lăsați-mi un comentariu mai jos. Vine cu motorul de 1.3 benzină hibrid de 95 de cai, are doar 43.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 5.500 de euro. Ce spuneți, ar merita 5.500 de euro? Aici avem un Opel Astra din 2002, care face parte din categoria mașinilor foarte ieftine, pe care oricine și le poate permite. Prețurile pentru un astfel de model variază între 250 și 1.500 de euro, în funcție de starea în care se află. Sper că ați văzut și voi, haionul avea câteva îndoituri, are și aici o pată de rugină, dar și prețul cerut pe mașină este unul foarte mic. Interiorul arată foarte bine, iar cadotări vine cu aer condiționat, două geamuri electrice, computer de bord și cam atât. Na, este o mașină până la urmă din 2002, are motorul de 1.6 benzină, 102 cai, 210.000 de kilometri, inspecția tehnică este valabilă până în 2021, iar acum vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă ați da 450 de euro pe acest Opel. Aici avem un Seat Leon din 2016, este un model foarte potrivit dacă vrei o mașină cât mai nouă. Prețurile pentru un astfel de model variază între 9.000 și 14.000 de euro în funcție de dotări, de kilometri. Mașina de față vine cu pachet FR, adică pachetul sport, are și stopuri pe LED, senzor de parcare față-spate. La nivelul acesta de preț primești o mașină foarte bine echipată. Vine cu jante de la AS pe 19, anvelopele sunt în stare bună. Interiorul arată foarte bine, vine cu scaune sport încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semnele de circulație, are și farurile full LED, deci mai pe scurt poți să-ți cumperi o mașină foarte bine echipată la un preț decent. Modelul de față are și inspecția tehnică nouă. Vine cu motorul de 1.4 TSI, 150 de cai, este Euro 6, are 112.000 de kilometri cu carte service, aveți aici și seria de șasiu, iar prețul cerut este de 12.000 de euro. Aici avem un Audi A3 din 2016, este în varianta limuzină. Prețurile pentru un astfel de model variază foarte mult, adică poți să găsești și la 13.000 de euro, dar la fel de bine poți să găsești și la 20 și ceva de mii de euro. În orice caz, aș prefera un Audi A3 ca acesta cu un kilometraj mai mic decât un Audi A4 care să aibă mai mulți kilometri. O să vedeți, Audi-ul de față este aproape nou. Vine cu jante pe 17, anvelopele sunt în stare bună, la fel și discurile, plăcuțele de frână au fost înlocuite recent. Interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, volanul sport cu comenzi pe el, pilot automat, cutie de viteze automată, deci este și un Audi A3 foarte bine echipat, are și farurile cu xenon.
Vine cu motorul de 1.4 benzină 150 de cai, are doar 40.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă ați prefera un Audi A4 sau acest A3 la 16.000 de euro. Aici avem un BMW seria 3 din 2016, este versiunea facelift. Prețurile pentru un astfel de model variază foarte mult, adică încep de la 9.000 de euro și pot să ajungă până la 16.000-17.000 de euro. În orice caz, nu recomand să cumperi un Serie 3 ieftin, vei sta cu el doar prin servisuri. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu, mă puteți găsi și pe Instagram. Vine cu jante pe 16, anvelopele sunt bune. Interiorul arată foarte bine, iar ca dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat. Deci este un BMW Serie 3 decent echipat, se oferă și o garanție de 12 luni, care este inclusă în prețul mașinii. Sunt curios ce mașină credeți voi că merită cumpărată din acest videoclip, aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vine cu motorul de 2000 diesel 116 cai, are doar 80.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul este de 14.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.